Ne v-am găsit, doamnelor și domnilor. Deși suntem în mijlocul iernii, astăzi o să facem un cules de ciuperci. Da, o să spuneți cum să te duci să culegi ciuperci iarna. Ei bine, o să vedeți. O să mergem, o să căutăm 2-3 specii de ciuperci care se fac în iarnă. Bun, haideți să începem. Un lucru unde le căutăm este așa pe firul apei, acolo unde găsim salcie și plop. Deci ăsta e primul criteriu atunci când căutăm speciile astea. O să vedeți voi când le găsesc. Ciuperca care o caut eu se mai face și pe soc. Pe lemn de soc. Însă deocamdată n-am găsit nimic. Dacă nu, nu-i problemă, o să mă duc aici, este un râu mai mare, unde acolo știu eu că odată se făceau. E bine, am găsit aici o salamandră. Asta se numește salamandra de foc. O vedeți ce frumoasă-i. Ea e foarte cuminte, ea nu mușcă. Însă, este otrăvitoare. Vedeți acești pori, să-i spunem, galbeni, pe care îi are în tot corpul? No, dacă apeși pe acești pori, elimină o substanță albă care este otrăvitoare. De-aia ea își și permite să fie așa de lentă, ea nu se mișcă rapid. Cam toate, să spunem, animalele, cam toți prădătorii știu treaba asta și o lasă în pace. Sunt foarte multe legende despre salamandra de foc. Unii spun că rezistă la temperaturi uriașe. Ce mai este interesant despre ea este că poate să-și refacă membrele. Deci, dacă își pierde un membru, coada sau un picior, și îl reface complet. Foarte frumoasă. Haideți să vedeți că până la urmă n-am vorbit eu prostii când v-a spus că o să găsesc ciuperci și iarna. Ia uitați-vă aici, am găsit, ăștia se numesc picior de catifia. Deci, vedeți, cresc în general pe salcie, așa, în marginea apelor. Sper că se vede cum arată. Așa arată ei, vedeți? Are culoarea asta portocalie. Are un picior care e puțin catifelat. De-aia se și numește, de fapt, picior de catifia. No, ăștia-s delicioși la gust. Foarte, foarte buni. Văd și mai încolo. Și hop, haideți să vă mai arăt că am găsit și nu doar picior de catifia, ci și urechea de lemn. Ia uitați-vă acolo încă. Cât am găsit. Câtă ureche de lemn am găsit aici. Ureche de lemn sau urechea lui Iuda. Deci asta e foarte, foarte bună la gust. Ea se găsește și în supermarket, la caserolă. Însă, credeți-mă, asta e mult mai aromată. Deci, e fantastică la gust. Se poate băga în salată. Exact așa cum e aici, ea se poate mânca și crudă. Vedeți că și iarna, dacă știi unde să cauți și cunoști, găsești ciuperci. Cât picior de catifia am găsit pe copacul ăsta. Deci ăștia sunt extraordinari la gust. Și am văzut că nu multă lume știe de ei. Deci puteți să faceți o tocană din ei extraordinară. Vedeți unde-i caut, așa pe marginea apelor, unde se găsește și salcie.
Ia uitați-vă aici. Hop. Asta e picior de catifia și urechea lemnului. Cred că am găsit destul pe ziua de azi. E bine, umblând așa după ciuperci, uitați-vă în ce zonă am ajuns. Se vede că asta a fost odată o grădină a cuiva. De fapt, chiar aici înainte sunt și câteva gospodării părăsite. Mă aflu undeva într-un sat foarte, foarte izolat. Aproape de un sat, de fapt. Se și poate vedea acolo sus o casă. Și aici am găsit două bucăți de picior de catifia. E bine, ia uitați-vă că am și găsit. Vedeți, urzici. Urzici proaspete. No, astea sunt fantastice la gust. Astea sunt cele mai bune, de fapt. Astea mici, proaspete, care acum cresc. Deci, astea sunt o delicatesă. Bun, hai să mă apuc să strâng. Eu vă recomand să folosiți mănuși atunci când le strângeți. Dar, dacă sunteți obișnuiți, nu e nicio problemă. Funcționează și așa, cu mâna goală. Până la urmă, am luat și eu o mănușă, pentru că am mai mult spor, așa cu mănușa. Nu stau să mă chinui să le apuc cum trebuie ca să nu mă înțep. Așa merge mult mai repede. Uitați-vă, am și găsit un loc bun aici. Am văzut că multă lume consideră urzica așa un fel de mâncare a săracului. E bine, să știți că nu este deloc așa. Ba din cont de almiteri, ursul când iese de la hibernat, prima plantă pe care o caută este urzica. Dacă ar ști oamenii câte beneficii aduce urzica organismului, vă spun că ar mânca-o mai des și ar aprecia-o mai mult. Cum am zis și repet, poate cea mai sănătoasă plantă din lume. Să gătesc niște urzici cu ciuperci, ceva extraordinar. Am găsit o ciupercă, no. Asta se numește urechiușă. Asta e o ciupercă comestibilă, însă nu neapărat o delicatesă. Multă lume se ferește de ea și pentru că cred că este otrăvitoare. Dar ea nu e otrăvitoare, este comestibilă, însă nu este extraordinară de bună. Cred că nu are rost să vă arăt cum arată urzica, cu toții o cunoașteți. Vedeți, am strâns aici de o porție bunicică. O să mă uit să văd dacă mai găsesc ceva ciuperci, după care mergem și facem o mâncare de urzici cu ciuperci. Rămâneți aproape! E bine, am strâns suficiente ciuperci, spun eu, suficiente urzici, încât să fac o mâncare. O să cobor aici, lângă râu, unde o să gătesc o porție de urzici cu ureche de lemn. O să vedeți!
Bun, ăsta e locul în care o să gătesc eu azi. Foarte frumos loc, am amenajat aici o vatră, am curățat frumos de frunze. Hai să ne apucăm de treabă. Bun, s-a aprins și focul. Haideți să vă arăt de ce avem nevoie ca să gătim rețeta asta. Vedeți, mi-am făcut și o măsuță aici dintr-o lespede de piatră. Avem nevoie de o oală în care să fierbem murzicile, tigaie, ciupercile, urechea de lemn sau urechea lui Iuda, cum se mai spune, puțin usturoi, o ceapă, cartof, cartoful nu e obligatoriu, sare, piper, obligatoriu, urzicile, puțin ulei și făină. No, deci cam asta e. A venit momentul să curățăm urzicile. O să le scutur frumos, după care o să le pun acolo în apă și o să le spăl. Haideți să vă și arăt cum se curăță urzicile. Bun, se iau așa câte două, vedeți? Și se lovește una de alta. No, așa se curăță urzica. După care o punem frumos în apă, o spălăm și după aia la fiert. De preferat este ca urzica să fie proaspătă de primăvară, dar nu e obligatoriu. Să știți că și atunci când sunt mature, dacă luați doar cepurile, sunt foarte bune. Însă nu cozile care sunt tari și ațoase. Am curățat frumos urzicile, le-am spălat, am pus apă și acum le punem frumos la fiert. Tocăm usturoiul cât de mărunt posibil. În mod normal el ar fi trebuit pisat, așa ar fi fost cel mai bine, dar funcționează foarte bine și așa. Îl tăiem cât de mărunt se poate. Usturoiul acolo în farfurie, urmează să toc și puțină ceapă, nu foarte multă, foarte puțină ceapă. Am spălat frumos ciupercile, urechea de lemn și ce o să fac acum, o să le tai. Deci ciupercile astea sunt extraordinar de bune la gust. O textură ca și urechea de porc atunci când e prăjită. Deci foarte, foarte bune. Sunt cumva moi la exterior și crocante la interior. Deci extraordinare ciuperci. Multă lume nu știe de ele, mare păcat. Am spălat ciupercile, le-am tăiat mai mărunt puțin, după care le punem frumos aici în farfurie, pentru că aici o să tocăm urzica, pentru că și urzica trebuie tocată. Urzicile au fiert, am păstrat puțină apă de la fierberea lor, care o să o pun în tigaie. În tigaie o să pun și puțin ulei, nu foarte mult,
Și cu siguranță o să mai trebuiască apă, dar nu-i problemă, am râul lângă. Bun, acum punem urzicile frumos acolo și le tocăm cât de mărunt putem. Depinde, aici e după preferințe. Unii le preferă așa mai întregi, alții le preferă mai tocate. Eu o să le toc mai mărunt, oricum. Frumos urzicile în tigaie. Și începem să adăugăm făina. Amestecăm. Eu mă cam chinui acum și cu filmarea și cu... Adăugăm frumos ciupercile cu usturoiul tocat și puțină ceapă tocată. Acum amestecăm aici frumos. O să spuneți, bun, dar de ce n-am fiert ciupercile? Ei bine, ciupercile astea nu trebuie fierte sau gătite foarte mult, ci foarte, foarte puțin. De almitări, ele pot fi mâncate chiar și crude. Multă lume le bagă în salate. Amestecăm aici frumos. Mai punem puțină apă. O să iau de aici, de la râu. Bun, și asta o pune frumos pe foc. Vai de mine ce bine arată. Și ce bine miroase. Uite că dacă știi unde să cauți și ce să cauți, natura îți oferă. Ai parte de o astfel de ieșire, de liniște, de aer curat și pe deasupra de o mâncare sănătoasă și delicioasă. Acum ele trebuie să se prăjească, nu foarte mult, în jur de 5-10 minute, să spunem. Mai amestecăm unele frumos. Asta înseamnă să gătești în natură. Vedeți ce peisaj frumos am aici în jur. E bine, mâncarea e gata. Vedeți, așa trebuie să arate. Urzici, ciuperci, ureche de lemn, usturoi, ceapă, sare, piper. Gata, am luat și cartoful făcut în jar. Mie îmi place foarte mult cartoful făcut în jar. E timpul să gustăm mâncarea. Haideți să vedem cum a ieșit. Extraordinar de bună. Wow. Nu că m-aș fi așteptat la altceva. Ce crocante sunt ciupercile. Cu gustul ăsta a urzicilor. E fantastic. Deci o bunătate. Deci credeți-mă, încercați și voi.
curzici cu ureche de lemn făcută în stilul ăsta, mai ales gătită în natură și mai ales o mănânci aici în mijlocul naturii. Mi se pare că am auzit ceva în pădure. Posibil să fie ceva căpriori. V-am prezentat un cules de ciuperci. Ciupercile ureche de lemn. Am cules și câteva ciuperci picior de catifea, care alea o să le fac altă dată. Alea se pretează mai bine la tocane. Am strâns urzică, am făcut o mâncare, am făcut o plimbare prin natură. Iarna asta n-am avut deloc zăpadă, cel puțin aici în zona asta n-a nins absolut deloc. Ce părere aveți voi? Este vorba despre așa numita încălzire globală? Sau pur și simplu așa e natura. În unii ani este zăpadă, ani mai reci, în alții nu este. Aș fi curios care este părerea voastră. Multă lume crede că ciupercile se pot găsi doar primăvara, vara sau toamna. Ei bine, ați văzut, suntem în mijlocul iernii. Eu am făcut un cules de ciuperci, o mâncare de ciuperci. Cred că am cele mai multe sate părăsite filmate din România. Cei drept sunt și foarte multe aici în zona asta. Multe dintre ele chiar nici eu nu le-am găsit. Sunt unele în care încă n-am fost. Dar eu sper să le găsesc și să vi le arăt și vouă. Deși satele părăsite nu sunt specialitatea mea. Specialitatea mea este natura, ciupercile, plantele, animalele sălbatice, locurile astea în care poate, să spunem, turistul de rând nu ar avea acces. Cam ăsta ar fi avantajul meu. Încerc să fac videoclipuri în care să vă prezint niște informații utile, în care, să spunem, e ceva de învățat. Nu încerc să vă dau eu vouă lecții, pentru că nu sunt în măsură să vă dau vouă lecții. Vă arăt doar așa, mici detalii, ce mi se pare mie interesant, util. Văd că începe să fulguie puțin. S-ar putea totuși să ningă până la urmă, pentru că s-a anunțat că o să vină un val de aer rece, să spunem. Suntem totuși în luna ianuarie, la sfârșitul lunii ianuarie, deci iarna încă mai are putere. Ar fi frumos să ningă puțin, mai ales că face bine pământului. Ei bine, despre asta a fost vorba. Ne auzim data viitoare. La revedere!